Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Credința ta a rămas la poarta închisorii. Dacă nu asculți ordinele fără ezitare, aici îți vor putrezi oasele, a spus torționarul. Cetățene comandant, datoria dumneavoastră este să mă omorâți pentru credința mea. Datoria mea este să mor pentru credința mea. Să ne facem fiecare datoria, a spus Nicu Butoi. Ce a urmat după asta ne va spune diseară pe A7 TV de la 22, la știrea cea bună cu Cornel Dărvășan. Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună, sunt Cornel Dărvășan. Astăzi avem câteva sfaturi importante pentru fiecare dintre dumneavoastră, știri interesante, dar un invitat cu totul și cu totul de excepție. Pentru că au înviat șerpii, după cum bine știți, astăzi vreau să spicuim dintr-un site de internet care vorbește foarte frumos despre cum ne protejăm de șerpi. Îmbrăcămintea adecvată. Atunci când te afli în zonele cu potențială prezența șerpilor, poartă îmbrăcăminte adecvată. Optează pentru pantaloni lungi, cămașă cu mânești lungi și pantofi închiși pentru a-ți proteja picioarele. În acest fel vei reduce șansele de a fi mușcat în cazul unei întâlniri neașteptate. Utilizează căi bătute și vizibile. Atunci când te plimbi prin natură, alege întotdeauna căile bătute și vizibile. Evită să mergi prin ierburi înalte sau pe poteci înguste și ascunse, unde nu poți vedea în mod clar ceea ce este în fața ta. Este mai ușor să eviți șerpii dacă îi poți observa din timp. Folosește o lanternă în timpul plimbărilor de seară. În cazul în care te plimbi în timpul serii sau noaptea, este recomandat să ai o lanternă cu tine. Lumina puternică a lanternei poate ajuta la identificarea șerpilor și la evitarea lor. Fii atent în special pe potecile umbrite sau în apropierea zonelor de apă, deoarece acestea pot fi preferate șerpilor. Păstrează o distanță sigură și nu-i deranja. Dacă ai norocul de a vedea un șarpe în sălbăticie, păstrează o distanță sigură și nu îl deranja. Majoritatea șerpilor nu atacă dacă nu se simt amenințați sau provocați. Atenție la bolovani mari, la bușteni, pentru că după aceste obiecte de multe ori se află culcușul unui șarpe. Multă grijă și multă sănătate vă doresc și în drumețiile de anul acesta. Cu tremurul de 5,3 grade pe scara Richter, care a zguduit marți 6 iunie, orașul Arad a fost resimțit și în Cluj și Oradea, fiind urmat la scurt timp de o replică de 3,2, precizează Institutul Național de Fizică a Pământului. Cu tremurul a fost resimțit la Cluj, Oradea, Hunedoara, Sighișoara, dar și la vecinii din Ungaria. Banatul se confruntă cu o activitate seismică intensă de câteva săptămâni. Primul mare cutremur a avut loc pe data de 23 mai și a avut o magnitudine de 4,9 pe scara Richter. La scurt timp, un alt seism de 4,3 a avut loc, potrivit știri de cluj.ro, citat de ziare.com. Ceea ce este foarte interesant, doamnelor și domnilor, este că foarte mulți specialiști încearcă să spună că epicentrul din Vrancea s-a dus înspre Banat. Nu cred că există legătură neapărat între cele două. Ceea ce este foarte bine și știrea cea bună este că nu s-au produs pagube materiale foarte consistente și nici pierde de vieți omenești. Mulțumim lui Dumnezeu că dacă ne mai zgâlți, înseamnă că trebuie să ne atenționeze cu privire la ceea ce suntem și cine suntem. Așa că vă doresc multă siguranță și să faceți ceva ce urmează în rubrica Smile Moment. Este o imagine rubrica aceasta și ea dezvăluie ce fac românii în timpul cutremurului. Ce au făcut românii la cutremur? Cu galben au ieșit afară, cu verde au ținut plasma să nu cadă și cu albastru au postat știrea pe Facebook. Nu postați neapărat imediat pe Facebook. Ocupați-vă de siguranța dumneavoastră, pentru că e foarte important să vă adăpostiți, dacă nu puteți ieși afară, lângă cel mai proeminent corp din cameră, nu sub masă, nu sub tocul ușii, ci lângă o noptieră zdravână, dacă
cade podea, ca tavanul, să vă găsească lângă un mare obiect. Așa spun specialiștii că există acel triunghi al vieții care se întâmplă atunci când te adăpostești lângă un corp foarte solid. Dar știrea cea mai bună a acestei serii este că împreună cu noi se află tocmai din America pastorul Nicu Butoi. Bun venit, Nicu! Mă bucur foarte mult să te revăd. Ești în studioul nostru. Te rog, ia un loc. Da. Dragii noștri privitori, te cunosc de la emisiunea Zebra, care este în fiecare duminică la ora 10, la 11. Da. Pe postul nostru de televiziune. Și nu numai, am făcut mai multe emisiuni cu tine, la tine acasă, în Atlanta. De data aceasta ești la noi în studio și mă bucură foarte mult. Cât timp o să rămâi în România? Până pe 27 iunie. Până 27 iunie ești într-un mic concediu aici cu soția. Mă bucur că ești aici și iată, ești în studioul nostru. Am ales pentru seara aceasta, Nicu, o crâmpeie din viața ta, pentru că noi ne ocupăm de povești de viață, ne ocupăm de lucruri care țin de încurajarea oamenilor, de mărturii de viață. Și am făcut promo-ul acesta din spusele tale. Un moment în închisorile comuniste, în care un torționar ți-a spus aceste cuvinte: dacă nu execuți fără ezitare ordine, dacă nu te vei supune ordinelor închisorii, aici ești deținut de drept comun. Primul cuvânt a fost acesta. Credința a rămas la poartă. Dacă nu te vei supune ordinelor închisorii, vei putrezi în lanțuri, în izolare și în înfometare. Astea au fost cuvintele dumnealui. Ți-a rămas în minte, adânc înfipte. Trăiesc când spun acest lucru. Aveam în spate un gardian uriaș, Vasile, numele mic. Dânsul m-a adus pe un coridor total întunecat și prin locuri unde se numea izolare, la subteran era. M-a oprit în fața unei uși, m-a prins de gulă și m-a oprit acolo și a deschis ușa brusc cu niște lumini groaznice din spatele celor trei care erau la masă acolo. Bătea drept în față. Am încercat să mă mențin. Și câți ani aveai? Câți ani aveai? Aveam 22. 22 de ani. Exact. Da. Da, da. Și primele cuvinte am observat că au fost vorbite sub stres, n-a fost niciun fel de introducere, absolut nimic, probabil că nu era mediu de introducere de ceva de felul ăsta. Dar primele cuvinte au fost rostite foarte tensionat de unul dintre ofițerii din conducere de la acea dată, plus doi ofițeri tineri în dreapta și în stânga, judiciari, cred că se numeau. Ei, îi știi pe nume? Doar unul dintre ei, colonelul Tudose. Mai trăiesc? Nu cred. Era în vârstă atunci. Și acest domn ți-a spus aceste cuvinte? Primul cuvânt a fost: credința a rămas la poartă. Primul cuvânt. Al doilea a fost: aici ești deținut de drept comun. Și al treilea a fost: dacă nu te vei supune ordinelor închisorii, consecințele. Vei putrezi în lanțuri, în izolare și în înfometare. Ce ai răspuns la această provocare? Nu știu dacă e cazul să numesc lucrul ăsta teofanie, dar vreau să spun că pur și simplu eram cumva, trăiam de, ca și când eram spectator la ce se întâmpla acolo. Nu am avut te-ai îngrijorat, nu te-ai înfricoșat? Nu, niciun pic. A coborât o stare de ușor, de sănătate, de liber, de plăcut, de niciun fel de teamă. Și am răspuns foarte politicos: cetățene comandant, n-aveai voie să zici domnule sau tovarășe, cetățene comandant, credința... Datoria noastră? Nu, credința nu este la poartă, credința este în inimă și este aici cu mine. Datoria dumneavoastră este să mă omorâți pentru credința mea și datoria mea este să mor pentru credința mea, să ne facem fiecare datoria. Și în clipa următoare a țipat: ia-l de aici, scoate-l de aici, ia-l de aici. Și domnul
Vasile m-a luat și m-a tras înapoi și a închis ușa imediat. Interviul a fost foarte scurt. Foarte scurt. Deci acesta a fost interviul cu reflectoarele în ochi. Da. Pe banca aceea, da, în care erau aduși toți deținuții. Nu, n-am stat jos. Am stat în picioare. Cum a deschis ușa, exact în cadrul ușii, când să intrăm acolo, s-au grăbit să-mi și spună cuvintele acestea. În prima clipă. Bun. Mă bucur că am început cu acest episod. Sper că dragii noștri privitori sunt împreună cu noi, pentru că vreau să ne povestești în seara asta. Deci, practic, aveai 22 de ani. S-a întâmplat în anul... Păi, asta trebuie să fie 78. În 1978, când eu aveam 3 ani. Da. Cu ce ocazie ai ajuns acolo? Cum au evoluat lucrurile? Zilele trecute m-a întrebat cineva de lucrul ăsta. Dom'le, de ce ai ajuns acolo? Și am spus, dom'le, am ajuns acolo prin alegere. Am ales să merg... Era un cetățean american care m-a tras. Și am spus, am ales să merg acolo. Cum adică ai ales să mergi acolo? Păi puteam să nu merg. Puteam să nu merg. Mi s-a oferit posibilitatea să nu merg. A spus, dă numele persoanei care ți-a dat Bibliile și pleci acasă. Nu cred că era adevărat. Știu destui oameni care au și trădat și au fost trădați tot atunci, au fost aruncați în închisare. Ce fel de Biblie? Despre ce fel am de Biblie? Am avut o geantă cu Biblia asupra mea și toată dimineața, de la 9 dimineața până la 6 seara, am fost sub interogatoriu cu bătăi, cu alternând. Înainte de scris. Interogatoriu, Bibliile acelea, de unde au venit, de ce au ajuns la tine? Păi dacă nu le-am spus lor, nu o să spun nici acum. Bine, acum s-a încheiat. S-a încheiat, dar de unde le-am luat eu nu s-a încheiat. Și vreau să rămân așa. Dar le-am luat de la cineva de acasă, știam numele, le-am luat din pod, de la persoană. Bun, persoana respectivă era o persoană credincioasă, da, care făcea rost de aceste, da, Biblii. Era, de fapt, era un punct de tranzit acolo. Pe vremea comunismului, când nu, da, existau Biblii în, da, România. Nu aveai voie, mm-hmm, să... umbli cu așa ceva, no, asupra ta. No. Tu știai despre persoana aceasta? Normal, că personal le-am luat. Și, asta. Și te-ai dus la această persoană? Era o vreme grea în care nu oricine putea să aibă încredere ca să se ducă să ia și nu oricine avea încredere ca să lase pe cineva să vină să ia. Da. Imaginează-ți că eram cu unul din pastorii de aici, din București, pe refugiu de tramvai, fiecare având o cutie de carton plină cu cărți. Imaginează-ți lucrul ăsta și cutia lui s-a rupt și pe el l-a ajutat un ofițer de poliție care era lângă el. L-a ajutat să urce și am fost la capătul celălalt al tramvaiului. Pe mine n-a fost nevoie să mă ajute că am zburat cu cutia văzând ce se întâmplă. Cam câte Biblii ai luat? N-am idee. Poate au fost 20-22 de Biblii într-o geantă. Limba română? În limba română. Societatea Biblică Interconfesională? Da. Dumitru Cornilescu? Din străinătate veneau, bineînțeles. Traducerea Dumitru Cornilescu. Da. Diverse mărimi, așa, și mai mici, și mai mari erau, dar... Și ce trebuia să faci tu cu Bibliile respective? Am fost mai mulți ani de zile între frații care transportau Biblii și de mai multe ori le luam dintr-un loc și le duceam în altul sau printre prieteni anunțam pe cineva care consideram că ne credere și după aceea le-am găsit numele în cartea asta Pustiu Roșu a lui Modoran și eu am considerat că sunt oameni de încredere. Cred că erau și oameni de încredere, că văd că n-am pățit nimic din mâna lor, mă gândesc că poate nu a fi fost din mâna lor. Dar acestor oameni le-am încredințat și după aceea a venit o vreme mai ușoară, mai bună, la Popa Tatu se găseau Biblii. Deci erai o verigă, da, în lanțul acesta de contrabandă cu Biblii, așa se numeau cam în așa, vremea, da, comunismului, contrabandă, da, cu răspândirea Bibliilor în România, da, Biblii în limba română. Da. Nu numai în Biserica Adventistă se întâmplau lucrul acesta, ci în mai toate ales, bisericile evanghelice. Mai ales, da. Se proceda aveam în felul legătură acesta cu evanghelicii din Târgoviște, care au fost doi oameni aleși de Dumnezeu. Sunt lucruri care dacă s-ar scrie nu poate să le creadă omul și bine că nu se scriu acestea. Pentru că la un moment dat ar forța mintea cuiva, domnule, mă faci să crede așa ceva sau acești doi oameni. Și ei au fost aceia care la lumina zilei au făcut semne și minuni, a făcut Dumnezeu prin ei, erau de așa natură încât nu puteau fi bănuiți astfel de oameni. Nu te-ai fi putut gândi vreodată că doi oameni ca aceștia. Deci erau din structuri, probabil.
Nu vrei să spui. Nu e vorba că nu vreau să spun, dar important nu este lucrul acesta. Important este faptul că în așa primejdii nemaipomenite, lucrul acesta mergea liniștit și curgea pur și simplu, aproape neafectat de mediul în care faceam noi lucrul ăsta. Bun. În trenuri cu cutia cu Biblii sau cu geantă cu Biblii. Și împărțeați Biblii la oameni. Da, și duceam în diferite locuri. Unde... Cum era valorizată Biblia în vremea respectivă? Când cineva primea o Biblie, cam cum se purta? Da. Cum era? Eu știu în dreptul meu. Mi-a fost dată o Biblie de pastorul Zamfir. Foarte discret. O Biblie mică, verde. Inima, pentru prima dată am știut că am inima în momentul ăla. Alerga în mine pur și simplu și îmi tremura mâna și sufletul. Mai apoi am dus Biblia aceasta cu mine în armată și într-o sâmbătă dimineață, pe când citeam singur în dormitor, eram, mă puneau planton sâmbătă dimineață, în timp ce citeam, am înțeles, am auzit un glas, ascunde Biblia. Mi s-a părut sau nu mi s-a părut, nu știu, dar mă duc oricum, zic. L-ai ascultat. Mă duc oricum și, da. Și am mers într-o sală radio, se numea sala radio, la Teiș în Târgoviște, unde eram radiotelegrafist, și am ascuns Biblia pe mâneca, erau mantăi militare, și am rupt căptușeala și am băgat Biblia între căptușeală și postavul de mantăi. Am aranjat la perfecție, am plecat înapoi, am luat o altă carte, se numea Zei Morminte Cărturari, am avut-o în valiză cu mine, era din bibliotecă. Și în câteva minute a fost contrainformator acolo, un soț de comandant de companie, a trântit ușa de perete, a intrat imediat, am sărit, am dat raportul și care e patul tău? Asta este patul meu. Au zmuț imediat ceaceafă, au răsturnat salteaua, au perna, care e valiza? Aici. Au tras valiza afară, au dat capacul acolo, au răscolit prin căți și s-a ridicat odată și a țipat direct în fața mea cât a putut dorsoare. Unde e Biblia la mine? Și n-am tresărit, nu mi s-a întâmplat nimic. Fără niciun fel de emoție și zic, permite să raportez, am ascuns-o. Îți ordon să aduci acum o Biblie. Mi-a dat aici și am spus, luați-mă pe mine, lăsați Biblia. Biblia este, luați-mă pe mine, zic. Pentru că doar cu câteva zile înainte, un anume trompetist Spoială, se numea dânsul, de la regimentul de construcție, a fost chemat cu Biblia și a rupt-o în bucăți și a aruncat-o în foc. În timp ce și am știut istoria acestui tânăr și am știut că de asta a venit după Biblia mea. Dânsul era de la Biserica Pentecostală. Ce i s-a întâmplat lui a fost pentru mine un semnal de alarmă, dar nu m-am gândit că în dimineața aia, când era așa de liniște, ar veni cineva chiar atunci. Și ai spus, luați-mă pe mine. Da, dar ai spus adevărul, am ascuns-o. Am ascuns-o, dar zic, mă luați. Nu te-ai gândit să zici, căutați-o sau că nu știu ce? Că... Puteam să spun că eu am spus și aici în anchetă, a durat 9 ore ancheta cealaltă. Și am spus, domne, eu aș putea inventa un scenariu foarte ușor, mă pricep la așa ceva, dar eu nu fac lucrul ăsta. Că să spun că un necunoscut mi-a dat la un colțul străzii cu o șapcă pe ochi și cu o țigară în gură. Știu. Pot să creez un scenariu, nu e greu de creat un scenariu. Dar eu nu fac lucrul ăsta, zic. Eu v-am spus adevărul ca lui Dumnezeu. Dar... Suntem pe două planuri acum. Ne întoarcem în armată ca să ajungem până la urmă la închisoare. Și m-a luat pe mine, într-adevăr. M-a luat pe mine. Cu tupeu, domnule, 20 de ani, armată. Da, eram în armată. 20 de ani. M-a luat pe mine și m-a dus la birou de contrainformații. A vorbit cu mine aproape prietenește două ore. Mi-a devenit prieten în două ore și mi-a spus că sunt urmărit. Să fiu foarte atent, nu m-am mai întrebat de Biblie. Mi-a spus cine mă urmărește, secretarul UTC. Știam lucrul acesta, așa, din felul cum se... Coleg de armată? Nu, dumnealui era ofițer de contrainformație. Am înțeles. Da. Și dumnealui mi-a spus lucrul ăsta. Mi-a devenit prieten în două ore acestea, care m-a întrebat absolut orice despre credință și am căutat să răspund cât se poate de transparent în orice domeniu. Și probabil că dânsul și-a dat seama că nu reprezint un pericol de niciun fel. Și atunci mi-a spus, zice, fii atent acolo. Am fost atent într-adevăr, am fost chemat de domnul comandant în sala de mese și mi-a dat ordin să mănânc o mâncare care nu mâncam. Eu nu mâncam de la... și n-am mâncat și m-a spus că e în executare de ordin. Și am fost sigur că există ordin să mănânc.
De felul ăsta. Și... Păi nu, că în armată orice ordin se execută și dacă zice să te urci pe peretele ăsta, pe noi așa ne învăța, dacă zice urcă-te, pe, escaladează acest perete, da. Tu trebuia să mergi lângă perete, să te prefaci că atâta, vrei să urci și să zici, permit să raportezi. Asta puteam și eu, puteam să iau lingura să mă duc până așa. Lângă mâncare și atâta. Asta făceam acolo în timpul anchetei când mă bătea domnul ofițer. Mă punea să scriu după și mă bătea până obosea dumnealui, mă punea la masă și îmi spunea să scriu. Și scriam sub semnatul Butoi Nicolae, fiul lui Vasile și al Victoriei. Asta era prima oară. Declar că am aceste Biblii de la... Și acolo mă opream. Deci fraza asta am scris-o pe fiecare hârtie. Și acolo m-am oprit de fiecare dată. Da. Așa a fost în armată. Și te-a bătut în armată când ai vrut să mănânci? În armată nu. Nu m-a bătut, nu nimic, m-au exclus din UTC. Eu eram în UTC pe vremea aia din liceu. Și m-au exclus datorită situației acestea. M-a amenințat că în executare de ordin, că voi fi dus la procuratura militară. Mi se păreau că sunt ca și sarcini de serviciu. Nu mi se părea nimic dramatic în toată treaba. Ce s-a întâmplat în mintea ta când... La 18 ani tu ai deschis ochii spre credință dintr-un băiat care se ocupa cu toate cele, ne-ai povestit într-o emisiune anterioară, nu te mai temeai de persecuția gradaților, nu te mai temeai de colegii care te amenințau că ce o să-ți facă, ce o să-ți dragi. Ce s-a întâmplat? Care este secretul unei păci pe care ai primit-o așa în sufletul tău că... Poate să se întâmple orice. M-am gândit și eu la treaba asta de mai multe ori. S-a întâmplat ceva care pe care aș putea să-l descriu printr-un singur cuvânt. L-am înțeles pe om. Indiferent ce mi-ar fi făcut un om. M-a bătut ofițerul acesta, mi-a dat cu pumnul în inimă acolo. Stai că nu vreau să ajungem acolo încă. Da. Ajungem? Și n-am avut, vreau să zic, niciun fel de aversiune vis-a-vis de el. Ai ieșit din armată? Ai terminat armata? Da. Ai terminat armata? Sigur că da. Deci da. Cu livret militar, cu tot? Cu tot, absolut tot. În ciuda dificultăților, ai fost arestat, ai fost la izolare în armată, te-au băgat nu, până la urmă? Nu. Deloc. Doar ai avut grijă? Dimpotrivă, trebuie să mărturisesc în fața lui Dumnezeu că am avut o libertate de a evangheliza în fiecare seară plecam din regiment, în diverse sate împrejur acolo. Și erau adunări în case pe vremea aceea, nu ne puteam aduna public. Dar luam trenul și în fiecare seară, în general, aveam întâlniri undeva. M-a întrebat contrainformatorul de câte ori ai plecat fără bile de voie de aici. Și zic, nu știu, nu am numărat. Dar s-ar putea face un calcul, dacă ar fi. Am știut lucrul ăsta. Am știut că pot să fiu pus la arest pentru chestia asta oricând. Nu eram pus în arest din cauza că știau că nu beau și erau siguri că mă întorc și nu mă duc să fac vreun lucru rău undeva. Dar plecările mele erau... Da. Am înțeles. Bun, ai scăpat de armată. A venit ideea cu Bibliile. Da. Povestește-ne în ziua respectivă, ziua arestării. Da. Deci erai împreună cu un pastor, v-ați dus să luați Biblii? Le luasem din București. Le luaseră din București. Le luasem din București. Eram în Piatra Neamț acum cu ele, în geanta acolo. Am dormit dimineața, au intrat imediat în apartamentul în care dormeam. Au venit la precis, s-au dus direct la geantă. Și întâi au luat geanta și au închis-o. S-au uitat prima dată în ea, după aceea au închis-o și după aceea m-au luat și m-au dus la securitate în Piatra Neamț. O întrebare grea. Da. De unde știau ei unde stai tu și ce ai tu în geantă? Nu e greu de aflat. În vremea aceea, ai văzut cartea aceasta, revin, Pustiul Roșu, e plină de nume de oameni. Și dintre oamenii aceștia, unul dintre ei, pe care l-am găsit în carte, e cel care mi-a dat binecuvântare la nuntă. Însă dânsul a fost unul dintre cei cinstiți. Mi-a spus că sunt observator. A venit acolo, s-a reprezentat, n-a fost invitat la nunta noastră. Dar eu am fost sub observație, inclusiv la nuntă. Aveam domiciliu forțat la sărbători legale, n-aveam voie să plec din localitate, eram sub observație. Erai predicator clandestin, cum ar veni? Clandestin, da. Bun. Neautorizat. Și practic,
cineva dintre frații de credință, ca să spunem așa pe șleau, te-a turnat la securitate. Am văzut o mulțime, George Modora mi-a arătat o mulțime de documente în care am văzut în ce casă fusesem în ziua respectivă și ce a scris după plecarea mea de acolo, prietenul sau prietenii unde am fost acolo. Și... Ți-ai văzut vreodată dosarul la CNSS? Am văzut destul de mult cu ocazia când am avut un interviu cu George, foarte lung și complex și detaliat, dar nu am văzut dosarul acolo, dar mi s-a spus că este unul din cele mai, care de cele mai multe ori a fost cerut să fie verificat. A fost verificat de foarte mulți oameni și nu l-am văzut personal. Nu te pasionează să vezi cine... Și dacă l-aș vedea, nu se schimbă nimic. Nu. Nu se schimbă nimic pentru că îl înțeleg pe om. L-am înțeles. L-am înțeles și pe cel care mi l-a anunțat noastră. S-a uitat foarte aspru la noi și a spus că sunt observator. Atâta s-a uitat la noi. Și eu cu soția îmi zice că nu există om hâtru pe lume asemenea mie. Nu știu de unde fi trase concluzia asta, dar om hâtru, da. Și eu zic nu. Asta nu aveți cum să fiți observator. Eu aș dori foarte mult ca dumneavoastră să ne dați binecuvântarea. Și observatorul a rămas încremenit pe loc și a zis, bine. Dacă... Și dânsul este, avem fotografia, dânsul este cel care se roagă. Dacă vrei să vezi un observator, pune rugăciunea în public, noi avem poza de la nuntă, se vede acum. Nu arătăm acum. Nu e cazul, nu. Nu arătăm. Bun, te-au luat de dimineață, la prima oră? La ora 9 a început ancheta. Și te-a dus la securitate. Da. M-a dus într-un demisol, așa, fără ferestre, fără... Ce ți-au spus? Foarte simplu, dacă spui de unde ai luat Bibliile acestea, pleci acasă, acum. Tu nu faci parte dintre ăștia care sunt... Erau cu diverse probleme acolo oamenii, da. Și dacă spui numele persoanei ăștia, pleci acasă. Și am spus că nu pot să spun și nu voi spune acest nume, nu pentru că nu știu. Dar zic, e un mare păcat să fac treaba aceasta. Pe Biblia spune să asculți de autorități. Era, știau ei treaba asta? Textul ăsta îl știa, era unul singur. Și așa este, dar cel care a inspirat Biblia a spus, luați-mă pe mine și lăsați-i pe ei să se ducă. Așa că vă rog să mă luați pe mine. Ceilalți, da. Și atunci... Ai avut această prezență de spirit la 23 de ani. Da, vorbeam cu minte. Să spui, luați-mă pe mine și lăsați-l în pace. Da, așa am spus. Am spus, zic, cel care a inspirat Biblia a spus așa, luați-mă pe mine, când a fost un moment ca asta. Și zic, fabulos. Nu, luați-mă pe mine. Și a încercat prima dată frumos, a vorbit cu mine și m-a rugat, m-a îndemnat, după aceea când a văzut că eu folosesc cuvinte din astea sau că nu cooperez, cum se spune, atunci a stins lumina, a luat un ciomac care răbăia acolo, pe un dulap. De cauciuc sau de lemn? De lemn. A luat ciomacul acela și a dat până a obosit. Și după aceea mi-a dat cu pumnii în inimă. Simțeam un rece aici când m-a lovit în inimă, deci odată a răcit toată partea asta. Așa? M-a dat de perete, am căzut jos, mi-a dat cu genunchiul în cap, m-a bătut. Câți ani avea nenea asta? Nu putea să aibă mai mult de 40, sub 40. Era mai înalt decât tine? Era mai bine? Era, bineînțeles, era. Pentru profesia respectivă era acolo. Știi cum îl cheamă? Nu, dar dacă l-aș vedea imediat îl recunosc. Nu te-ai preocupat să-l confrunți după 90? Nu, l-aș găsi. L-aș găsi. Dacă m-aș duce la Piatra Neamț și aș vedea galeria ofițerilor care a fost atunci, eu spune, uite, omul acesta este domnul acesta. M-a așezat la masă, mă punea să scriu din nou declarații, dacă iar mă chinuia un timp, dacă nu scrieam, ea stingea lumina și începea. Și atunci... Câte ore? De la 9 dimineața până la 6 seara, dar cred că a luat pauză de masă. Cândva. Eu nu știu timpul cât era, dar la 6 seara mi-au dat drumul. Adică mi-au dat drumul, m-au băgat lovit în celulă. Cu bățul ăla, cu parul ăla? A dat în mine, fără să se uite unde. Nu se uita unde. Unde lovea. Nu conta nimic. Și cum ai fost după 9 ore de bătăi? Nu că mă punea să scriu, mă interoga, după aia iar mă bătea, iar mă punea să scriu, așa. M-a durut la început. Eu nu știu dacă m-a durut, nici aminte nu mi-aduc. Dar era corpul fierbinte tot timpul. Era corpul fierbinte. Crezi că s-a întâmplat o chestie supranaturală sau pur și simplu adrenalina sau Dumnezeu a fost? Nu știu ce s-a întâmplat, dar revenind la întrebarea ta, am avut
această liniște sufletească pe care eu simțeam că se manifestă înțelegându-l pe omul ăsta. Omul ăsta, eu puteam să fiu omul ăsta. Aceasta mi-era gândul întotdeauna. Dacă omul ăsta crede că e bine ce face și e corect, îl înțeleg pe omul ăsta. În felul ăsta, ceva de genul acesta. Și nu am avut niciun fel de resentiment. Am stat câte cum s-a de vorbă cu tine, așa la un loc dânsul la masă. La ultima, după ultima bătaie, la ultima dată seara, când a stins lumina și a luat ciomagul ăla să dea, s-a făcut praf în mâna lui. S-a spart ca și când ar fi fost făcut din sticlă. Pur și simplu a rămas cu o bucată în mână, a trântit bucata aia jos și a adus un lighean cu apă. Era că n-am avut apă toată ziua, niciun gram de apă, absolut nimic. Și a adus ligheanul ăsta capăt și mi-era frică să mă ating de față, nu știam unde să mă ating, că eram tot, tu mai fii la față și nu știam unde. Și m-a lovit o dată și m-a băgat cu capul sub apă. Și apoi m-am uitat și după aia îmi zicea, acum mă înjur, nu? Și am spus, nu, zic că noi spunem rugăciunea Tatăl nostru. Și zic, Dumnezeu este Tatăl nostru. Cum să înjur eu? Nu, nu se poate așa ceva. Din clipa aceea a devenit foarte bun, chiar mângâietor. M-am adus ușor, așa, foarte prietenește, m-am dus la celulă, am deschis ușa, am pus acolo, m-am cuiat. Totul s-a schimbat. Și acolo, după aceea m-a pus într-un arest subteran, cam 8 metri sub pământ, așa. Fără să vezi lumina? Nu, era o mică ferestruică la nivelul solului, era iarnă și intra zăpadă pe ferestruică aia și cădea peste mine acolo jos. Nu m-am dezbrăcat în timpul acesta, nici nu m-am descălțat, era un fric teribil. Și am trecut printr-o cumplită vale a sufletului. Ce gânduri îți veneau? Am trăit simțământul părăsirii de către Dumnezeu. Imediat ce s-au terminat toate bătăile acestea și închiderile și ce am mai văzut acolo, am trăit, deodată a venit asupra mea, m-am pomenit dintr-o dată, anunțat că Dumnezeu m-a părăsit. Trebuie să știi acest lucru. Și am încercat să ignor, să mă scutur, nu am mers. Și atunci am intrat, 8 zile n-am mâncat nimic, decât beam apă. Îmi dădeau ceva acolo de mâncat, dar n-am atins nimic, decât am băut apă, încă de aia ca un bolovan așa în stomac, apă rece, nimic altceva. Și mă rugam și stăteam în genunchi și mă luptam cu Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Veneau doi gardieni și, băi, scoală-te, mă, după genunchi, că mori aici. Eram cu genunchii pe beton și mă ridica de sub suori și mai mergeam prin cameră și iar cădeam în genunchi. Ia mă și mănânc aici, că mor aici. Care e fapt să datora această luptă sufletească a ta? Crezi că au fost influențe, duhuri rele care voiau să stăpânească sufletul? Dacă mă uit, cred că e singura explicație. Au fost și oameni înainte care ți-au spus? Au fost. Au fost, da. Nu mai ești tu, ești da. Lepădat, ești... Au fost doi oameni, au fost doi pastori, unul dintre ei avea funcție superioară, care au afirmat deschis că nu, l-a părăsit Duhul Sfânt pe omul ăsta. Nu mai. Sau că au mers doi oameni ca să vorbească în favoarea mea cu dumnealor, știi? Nu are niciun rost, l-a părăsit Dumnezeu. Am stat de vorbă cu unul dintre profesorii de la seminar și l-am întrebat ceva despre Biblie și mi-a spus că nu mai e treaba ta să citești Biblia, n-ai nevoie tu să citești Biblia, n-ai nevoie să spui la nimeni, tu nu stai. Nu, zic, eu mai discut cu oameni și mă întreabă un lucru sau altul și am întrebat câte e ceva și mi-a spus că tu nu mai ai nevoie să citești pe Biblie. Nu? Că știu ce înseamnă chestia asta, că am primit și eu un mesaj. Ai primit și tu mesaj? Un mesaj special într-un moment din viața mea în care spune așa că Drăgoșane, ești terminat, uh-huh. Mai rămâne să faci ce a făcut Iuda. Wow! Și am tremurat cu degetul pe mesaj, am șters mesajul ca să nu știu cine mi l-a trimis. Da, nu știu vreodată și nu știu cine mi l-a trimis. N-ai pierdut nimic. Sunt foarte bucuros că am făcut treaba asta. Da. Câte zile a durat aceasta? 8 zile. 8 zile. 8 zile. Și după 8 zile? După 8 zile... În ce interval s-a întâmplat cu cetățene comandant când te-au dus? În aceste 8 zile? Înainte de cetățene comandant.
înainte. Asta se întâmplă la arestul securității Petraneanță. De acolo am fost depus la penitenciarul Bacău. Dar înainte de treaba aceasta și în a șaptea noapte, fără să știu că e ultima noapte de fapt care petreceam acolo, probabil că era 10-11 noaptea, nu știam ce oră este, așa după ferestruica asta de afară știam că e ziua, după programul de afară gândeam noi cam ce, dar nu știam. Se deschide ușa brusc și au împins în celulă acolo peste mine un om beat, mort și plin de sânge crud, era pe el. O ucisese pe soția lui. Și răgnea ca o fiară și ziceai că îmi punge și umbla prin cameră pe acolo. Și eu mă gândeam, mă vedeam atât de neputincios în fața omului acesta. Avea niște mâini uriașe niște, și era înroit și se uita în dreapta, în stânga. Și am început ușor să vorbesc cu el. L-am salutat, bună seara, și de acolo am început să vorbesc cu el. I-am prezentat Cuvântul lui Dumnezeu și la zi, ora 6 dimineața, n-am închis ochii toată noaptea, la 6 dimineața eram în genunchi amândoi lângă pat, el își preda sufletul lui Dumnezeu. Și cei care s-au uitat pe vizor de afară, când au văzut că ne rugăm, bam, cușa de perete, au început să țipe și l-au scos pe el afară, imediat. Dar noi apucasem să spunem rugăciunea. Asta a fost toată noaptea. Și tema mea toată noaptea a fost să-l conving pe acest om, indiferent de, nu i-am menționat niciodată, am aflat ulterior cam despre ce era vorba cu sângele de pe el, dar l-am convins că Iisus a prețuit și a mântuit un ucigaș. Care și toate aceste lucruri le făceai cu sentimentul părăsirii în sufletul tău? Te gândeai că chiar dacă eu sunt părăsit, măcar să mă mai îndrept pe alții la Dumnezeu? A fost o convenție în virtutea căreia s-a întâmplat așa ceva. Eu am luptat câteva zile cu Dumnezeu să nu mă lepede. Dar după aceea m-am oprit. Măi, frate, ce drept ai avea să nu te lepede până la urmă? Care e problema? Și am spus, Doamne, Tu ești drept în lucrul ăsta. Și am făcut și am spus așa în rugăciune, zic, orice condamnat la moarte are dreptul să ceară, are o ultimă cerere. Tu nu mă vei refuza lucrul ăsta. Și zic, am înțeles că eu sunt lepădat de Dumnezeu și nu voi fi niciodată cu tine, și... dar eu nu mai pot să trăiesc altfel. Și cerința mea este să-mi dai voie să trăiesc ca și când nu s-a întâmplat nimic. Să continui lucrarea aceasta până la capăt și la capăt s-a încheiat. Vreau să fac lucrarea aceasta fără nicio răsplată, fără nicio pretenție, fără nimic. Dăm privilegiul acesta să lucrez pentru tine. Asta am cerut eu acolo. Și în virtutea acestui privilegiu, convins că Dumnezeu nu mi-l refuză cu niciun chip, în virtutea acestui privilegiu am lucrat cu omul ăsta, convingându-l întreaga noapte că harul lui Dumnezeu este suficient de mare să acopere chiar cel mai rău dintre criminali. Și în toată noaptea am vorbit de diverse cazuri din Biblie, uite ce s-a întâmplat cu unul cu altul. După ce l-au scos afară, după rugăciune atunci, după ce l-au scos afară, a rămas o întrebare în aer. Și eu am fost cel confruntat cu ea. Deci Dumnezeu scapă astfel de criminal, da? Dar nu te scapă pe tine. Deci tu pentru tine nu e valabil așa. Numai pentru el este valabil. Ce ai spus lui omul ăsta? Pe tine, ție nu-ți predici treaba aceasta? Aoleu, mi-am dat seama, Doamne, zic, asta îmi fac rău sufletului. Cum am putut așa ceva să mă gândesc eu despre tine așa ceva? Nu se poate, nu poate fi adevărat niciodată lucrul ăsta. Așa. Și am început să cânt nu singur nici când. Au năvălit gărzile imediat la ușă. Băi, ai înviat, bă, ai înviat, strigau pe la ușă. Da, zic, am înviat. Vrei, mă, să mănânci ceva? Zic, da, vreau să mănânc. Și mi-a dus o ciorbă de cartofi. Se făcea lor minele de tine. Da, pe loc, dacă atâta timp n-am mâncat. Și am mâncat ciorba aia de cartofi și o bucățică de pâine și după câteva ore ne-au scos afară. Pe câțiva dintre noi, vreo 6 cred că am fost, ne-au urcat într-un microbuz metalic total și ne-am pomenit, ne-au dat jos în lăuntru penitenciarului Bacău. Acolo ne-au dus ei pe noi. Acolo am văzut imaginile acelea de lagăr. Din lagăr erau agenți cu așa cu un fel de pufuietoare cu DDT și scoteai hainele și dădea pe haine cu DDT și acolo era ajutantul Gălățeanu, se numea dumnealui, un om
înalt și autoritar, dar foarte bun la suflet, cumva l-am simțit. Și el dădea ordine în dreapta, în stânga, știi? Toată lumea ne făcea hainele, ne-au tuns pe piele, ne-au făcut acolo, ne-au dus la, pe mine m-a dus la camera 8, unde am și fost după anul 90, împreună cu un prieten american, Jeff Rich. Am fost cu el acolo și el a filmat de la camera 8, care am fost. Am fost cu ofițerii de la Popota, ne-au dat masa acolo, am stat de vorbă cu... Asta după 90? După 90, da. Bun. Am revăzut locul. Suntem în 1978. 8, da. Ce ai făcut la penitenciar acolo? Ce s-a întâmplat? M-am apucat de treabă în clipa 1. Imediat ce am fost acolo, erau bătrâni care nu se descurcau, se împiedicau niște, de la oastea Domnului erau câțiva, se împiedicau repede la ajutor. Cine nu știa, nu mai strângea traista, nu mai stătea aia, s-a rupt, nu știu ce, hai să legăm, hai să schimbăm, ajutam pe acolo. Când m-au depus la camera 8, adevărata pușcărie începe după ce se închide ușa la celulă. Acolo începe pușcăria adevărată. Restul afară e o instituție, e frumos chiar. Dar înăuntru, în celulă, acolo sunt grozăvi. Era o celulă destul de mică cu 32 de oameni. Eram 32 de oameni într-o celulă mică cu 3 paturi, unul peste altul. Și un singur foarte mic veceu, fără apă, era ceva groaznic. Niciun fel de aerisire nu era decât o fereastră așa transversală, puțin deschisă interior, dar era nimic pentru ce era aici. Și eram din 32, eram 31 de fumători. Afară de tine? Afară de mine. Și dimineața toți aprindeau țigări din astea ziare tocate, unii din, nu știu din ce facea, unii vindeau pâinea, bucata de pâine pe țigări și... Dar fumau de nu se putea, aerul deja era material, era ceva groaznic. Și am pretins că nu văd, că nu mă afectează, că nu nimic, m-am păstrat acolo și am avut tot așa cu atenție cine avea nevoie de un pic de ajutor. Deci m-au întrebat de ce am venit, am spus, uite care este motivul, așa. În decurs de câteva ore, să zicem că a fost... spre dimineață, lucrul acesta, cam după amiază, dacă cineva vorbea un cuvânt urât în celulă, un altul lovea peste gură imediat, băi, tu nu vezi că omul e aici? O, scuză-mă, nene, spuneau, domnule, scuză-mă cu ta. Deci în celulă n-a mai fost. După aceea s-a extins fenomenul, mai pe toată secția, mai pe toate părțile unde ajungeam. Am creat cu ajutorul lui Dumnezeu situație în care să pot intra în toate celulele cu curățenia, spălam pe jos ca să pot să intru acolo și discutam deținuții repede și întâlneam tineri, fii de pastor, întâlneam soțul unei femei adventiste, am întâlnit fiul unui predicator pentecostal, care imediat ce am început să spun câteva cuvinte din Evanghelie a izbucnit în plâns. Păi ceilalți ascultau poate pentru prima dată, dar ăsta l-am văzut imediat, ăsta știe despre ce vorbesc. Și așa am trecut din celulă în celulă, peste tot, și oamenii se abțineau, nu mai era vorbirea aceea care a mai avem 5 minute, să știi. Da. După cât timp te-au luat la interogatoriu? Cred că a fost prima sau a doua seară. Imediat ce am sosit, domnul Andrei Vasile, se numește ajutantul, mi-e prieten și astăzi. Și l-am vizitat acasă, stat de vorbă cu dumnealui, cu familia. I-am invitat la biserică într-o sâmbătă după amiază la Bacău. Și dumnealui m-a luat din celulă, m-a dus printr-un coridor subteran până în fața unei uși. Acolo m-a oprit, brusc, a deschis și erau luminile acestea de care ți-am spus și comisia de trei care era acolo. Dar domnul Vasile era un om mai bun dintre cei. Domnul Vasile era bun profesionist. Am înțeles. Da. Foarte bun profesionist. Dacă când dumnealui era de serviciu, nu-i trebuia nimic, nu lipsea nimic, toată lumea era liniștită, nu mișca nimeni. Avea o autoritate totală în domeniul acesta. Și după ce tu ai răspuns cu curaj... Da, dânsul a fost în spatele meu când a început să țipe coronelul ăsta. El de aici, el de aici, el de aici, și m-a tras și am ieșit.
Dânsul ne-a povestit acasă după aceea. L-am întâlnit și la sediul penitenciarului. El l-a ținut minte situația? Tot, absolut tot. Da? Absolut tot. Nu se uită lucrurile acestea. Am mers împreună cu Jeff Rich la penitenciar. El a făcut un documentar pe chestia aceasta și l-am găsit acolo. În prima clipă, când a fost întrebat, domnul Andrei, mă recunoașteți? A spus nu. Și după ce am spus, sunt Nicu Butoi, zic, am fost încarcerat aici și dumneavoastră ați fost protectorul meu. Și s-a uitat la mine, adventist? Da. Zice, gata, știu. Știu tot. Și după treaba aceasta am mers la masă, acolo la penitenciar și am mers la dumnealui acasă. Soția dumnealui suferea. Am mers acasă la dânsul. Jeff, acest frate american căruia continuam să-i traduc, era atât de afectat, era zguduit, nu putea să creadă. Și el are o revistă numită Lame Ministry News și a venit în țară special să vadă cu ochii pe ofițerul acesta și să facă o fotografie cu mine și cu dumnealui, să o pună în revista pe care a făcut fotografia aceasta, pe care și-o dorea atât de mult, și la aeroport, când ne-a trecut valizele, ne-a anunțat dincolo că orice film care eventual am avut, ați avut filme în valiză cumva? Păi am avut, adică cum? Totul este eternă. Era sistemul vechi de ne-a anunțat omul, ca să știm, să nu avem speranțe. Și Jeff a îngălbenit când a auzit și a dat seama când de treaba asta. Nu mai era timp să ne întoarcem înapoi pentru alte fotografii și a plecat în America absolut tăcut, nu mai vorbea absolut. Bun, omul ăsta nu ți-a zis vreodată, băi, îmi pare rău de situație, de ce s-a întâmplat? Adevărul e că nu numai că nu trebuie să-i pară rău, trebuie să fie mândru de situația aceasta. Dumnealui, după ce m-a dus înapoi de acolo, ne-a povestit de acasă la dânsul, zice, știi ce s-a întâmplat după ce te-am adus înapoi de acolo? La ușa, am trecut prin dreptul biroului dumnealui, dânsul a luat de acolo o bucată de pâine pe care mi-a dat-o mie. Eu am intrat înăuntru și dânsul n-a plecat. Dânsul s-a uitat pe vizetă înăuntru și zice, cum ai intrat în celulă? Acolo te-ai așezat în genunchi cu pâinea în mână. Zice, prin mine, uite așa, numai fulger a trecut și m-a înjurat că nu mă voi atinge de tine și că eu te păzesc cu viața mea. Asta a fost hotărârea care ne-a spus-o dânsul. N-am știut până nu ne-a spus acasă. M-a chemat la birou și mi-a spus, din clipa asta, eu o să am grijă de tine. Eu sunt protector, eu am grijă de tine. Nimeni nu se atinge de tine, să ții cont de lucrul ăsta. La început nu știam cum să înțeleg, era prima dată când auzeam așa ceva acolo și după aceea mi-a adus caietele copiilor de la școală și le-am făcut teme, compuneri, mai ales aveam inspirație acolo, de seama ce compuneri le-am făcut, luau note bune, rezolvam probleme de matematică, chestii, totul mergea într-o veselie. Cât timp ai făcut pușcărie? O jumătate de an. Dar mi-a părut rău când a venit ziua eliberării, că dacă era după mine, aș mai fi stat. Crede-mă. Dacă era după mine, aș mai fi stat 3 luni, 6 luni și până în ziua de astăzi, din cauza faptului că lucram cu toată lumea, absolut cu toată lumea. Era un om care și-a tăiat mâna într-un circular, lucrând noaptea, făcea o lădițe la schimbul de noapte și-a tăiat mâna în circular, a văzut mâna jos și sângele cum îi ține. L-am ajutat să l-au scos liber din cauza asta. Am avut și multe, multe astfel. Nicu, multe altele pentru ocazie viitoare. Da, te aștept împreună cu noi. Îți mulțumesc pentru mărturia din seara aceasta. Doamnă și domnul, iată lucruri incredibile care se pot întâmpla într-o Românie cu oameni. Mă bucur că sperăm că au apus acele vremuri, adică eu așa cred. Nu, ele n-au apus, s-au transformat. Se transformă. Nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă. A fost împreună cu noi pastorul Nicu Butoi. Până pe 27 iunie este prin România. Urmăriți-i traiectoria pe pagina de Facebook. Sunt Cornel Lărvășan. O seară minunată. Mâine seară o să fie cu noi un fost membru de partid, secretar de partid, dacă puteți imagina, care a avut o transformare extraordinară în viața lui, despre care o să vorbim. O seară bună tuturor! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.